Salutare tuturor și ne am la un nou episod. Astăzi voi arăta cum să schimbați fonturile pentru cred că nu cred că este sincer să spun un mare mod, dar pentru cei care doriți să vă faceți propriile thumbnail-uri, cum am aici ăsta nou tutorial, am făcut deja thumbnail-ul dinainte să mai mă și pur și simplu este ușor, intrați pe DaFont, site-ul 100% safe, niciun virus, este oficial, este site-ul de mult, uitați, o grămadă de ade, astea sunt recente, cum vedeți, recente, uitați, doar ieri au fost în site-ul 1300-1400, așa. Intrați, căutați pe care le veți uitați, eu aici îl vreau publicizați, pur și simplu apăsați download și îl salvați cu 7-zip file sau cu mirar, oricum ar fi, îl deschideți dacă veți. Eu l-am salvat deja, deci nu are rost, l-am aici, o să fie ceva de genul ăsta. Fie un file. Dacă îl deschideți, vedeți decât aici câteva. Depinde, poate fi decât unul. Poate fi unul, poate fi două, poate fi trei. Intrăm imediat în computer. Windows, C. Scrim aici font. Vedeți font? Să scriu pe aici să nu se mai încarce. Font. Aici îl avem pe toate. Să preluați. Deselectați. Și dați drag and drop aici. Nu trebuie să faceți asta deja pentru că l-am făcut și eu. Uitați aici. Unde mi este Obelix. Odată ce îl puneți aici, închideți, dați aici și când dați, o să vă apară, dați aici. O să-l căutați, vă apară aici Obelix Pro. O scrie ceva. O să vă apară aici, vedeți? Are tot special, mai ales, iată-ți. Deci sunt unele speciale, cum ar fi pe 6, sunt astea. Aici. În loc de paranteze, de acolade, sunt astea. Aici e totul normal. Aici două puncte, așa. Și cam totul normal. Vedeți alfabetul. Am dat pe Times. Așa vă explic. Vedeți? Totul normal. Deși a fost cam scurt, 4 minute. Asta a fost tot și cu videoclipul. Eu am fost Dr. Melon și ne vedem data viitoare. Pa, pa!